Peste 250 de giurgiuveni au posibilitatea să ocupe un loc de muncă în domenii ca vopsitorie, medicină, mecanică sau panificație. Totul este posibil prin rețeaua EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu. În această perioadă, prin intermediul rețelei EURES, sunt puse la dispoziția persoanelor interesate un număr de 252 de locuri de muncă vacante în spațiul Uniunii Europene. Câteva exemple de țări în care sunt puse la dispoziție aceste locuri de muncă sunt Belgia, unde avem posturi de vopsitor, asamblar, profile, ferestre și uși, mecanic autobuz, Bulgaria, unde se cere inginer suport, inginer proces echipament instrumental, tehnician mecanic, mașinist, mecatronist, lăcătuș și matrițer. De asemenea, Germania pune la dispoziție peste 80 de locuri de muncă în meseriile de bucătar, ospătar sau asistent medical. Tot în domeniul medical, dar și în cel IT, pot lucra 10 giurgiuveni în Marea Britanie. În același timp, alte 32 de persoane pot lucra în Cehia ca fierar, croitoreasă, jlefuitori ori pilitori. 75 de posturi vacante sunt și în Suedia. Aici, giurgiuvenii pot lucra ca mecanic sau vopsitor auto, dulgheri ori finisori în domeniul construcțiilor. Cei interesați pot obține mai multe informații la consilierul EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu.